Cine câștigă acest cartonaș are dreptul să blocheze un concurent din echipele adverse pe jumătate din durata unui pove. Tema de astăzi, dragii mei, salamură. Șnițel. Dedicație pentru domnul. Asta e. Iar facem ăsta șnițel cu piure. Iar ne batem în șnițele. Iar faci șnițel cu piure? Acum! Succes! Deci gluma, dar proba-i pe bani. Trebuie să câștig proba asta, neapărat. Lăsați-mă în pace. Ce gătești acolo, domnul? Nu-i zice, băi. Cine, mă, eu? Nu-i zice. Cartofi prăjiți, pui prăjit, creveți prăjiți, sos de usturoi. Totul-i prăjit, a? Păi, ce vrei, mă, să fac? Avantajul din ziua de astăzi, de azi, este fabulos. Pe ăsta trebuie să-l câștig neapărat. Primul șnițel de ficat de gâscă. Ia. Uite-l. Deci e ceva cu el. La o vreme încoace tot, vrea să scrie lucruri la OSIM. Ai scris, mă, salamura fără sare la OSIM? Da. Ce am mai inventat, mă, ăsta? A, tartarul de somon cu mus de ciocolată. Are, mă, numai de-asta și acum foie gras cu șnițel. Merge, mă, și așa. Tu te-mă în altă parte, mă. Că n-am priză. Nebunii Scărlătescu. Scărlătescu e un tip foarte inovativ. Nu mi-am dat seama că e atât de inovativ. Are tendința de a fi conservator la un moment dat, dar chiar inovează foarte mult. Ia, mă, dă-mi. E puțin azi. Frige. Ia, mă. Ha? Senzație, ești nebun la cap. Pizza, bă! E de Doamne ferește, bă. E momentul să-și dea unul altuia cu parfum de capodoperă pe la nas. Ia zi, mă, cum facem? Cine câștigă de bere? Cine câștigă de bere, nu? Da. Hai că eu am bani. Vreau eu să știu. Nu, mă, că voi ați dat până acum, e rândul meu azi. Hai, mă, hai să gustăm, hai să dăm o bere. Hai că dau eu bere. E cartofii lui Biontea mult mai gustos decât cartofii lui Scărlătescu, dar cartofii lui Scărlătescu aveau zlănină și erau mai interesanți, totuși, decât cartofii lui Biontea. N-aveți nicio șansă azi. Bă, nene, sunt la 10 clasă peste amândoi. Dacă iar nu știu, asta, dau proba asta, mă, ajung, nu mai înțeleg nimic. Măcica, pregătește-mi 3 beri, că eu dau berea. Șnițel. Deci n-aveți nicio șansă azi. Șnițel de vițel. Ai 3 feruri de șnițel la mine în parfurie, ești nebun la cap. Termină cu mizeriile alea. Bă. Eu câștig. Bă, hai, bă! Măgăgați! Macaroni! La chestia asta e bună, foarte bună. Nu știu de ce ai pus un sos care să fie un fir care l-ar conduce pe toate împreună. Băi, ce ai slăbit, grasule? Antonio! Ce anume? Nu mai ești gras. Haide, dăm premiu. Poftim? Ce faci să crezi că tu ai câștigat? Trebuie să mă duc să dau berea. Cine câștigă de berea? Știu că nu știi ce am făcut. Te-am văzut. Am auzit tot. Da? Da. M-am legat de sosul aia, că era... Era un sos cinstit. Cinstit. Era un sos cinstit. Da, mă, gata. Da, mă, felicitări, mă, trebuie să dai berea, gata. Ce nu, mai, nu știu. Șnițel cu sosul cinstit. Sorine, felicitări. Asta mai e? Grație, Antonio! Bravo! Apoi a venit următoarea surpriză. Romica Țociu a gătit pentru șefi. Astăzi am vrut să nu scap prilejul de a fi oltean până la capăt. Nimeni nu s-aștepta ca un oltean să facă praz cu limbă și cu măsline. Astăzi fac o mâncare delicioasă. Am avut o grămadă de restaurante unde mi-am desăvârșit, nu așa, meseria asta de pseudo-bucătar, nu? Dai seama câți bucătari mi-au trecut prin mână. Am avut restaurante și la Mare, și la Brașov. Am avut o gelaterie superbă. Mi-a plăcut lucrul ăsta. După cum vedeți, sunt și foarte pregătit din punct de vedere vestimentar. Adică n-am venit așa, băi, uite, a venit și Țociu. Dacă vă uitați puțin, sunt chiar regulamentar. Îți dai seama că am crescut printre mirosuri de mici, de mâncare bună, de tot felul de chestii, care în timp așa s-au adunat. Trebuie două farfurii, vă rog. Sărăura, de unde veniți? Din București. Ah, am înțeles. Unde sunt farfurii? Farfurii, uitați acolo, doamnă. Vreți să vă ajut eu? Nu, vă rog, mulțumesc, sunt onorată. Vine olteanu acum. Comentați ceva, că jar mâncați. Nu cred așa ceva! Ce să nu crezi, mă, așa ceva? Băi, fratele viceprimarului!
primarului, băi. Care fratele viceprimarului. E fratele viceprimarului care a fost la mine. Ăla îl trimeasă înaintea mea să-mi ia fața ăla cu carâmbaia mai mare. Pe cum ești nebun, ești primarul de la... Să trăiți? Să trăiți. Vă spun o chestie. De ce nu mai sunt scoici în Marea Neagră? Că le-a făcut scărlată și gubătate. Le-a gătit scărlată și gubătate. Băi, ne-am mai luat de unde, mă? Că eu am dat-o astăzi, sau era? Nu știu, nu era, dar era, oricum era mai clară treaba. Eu m-am bătut cu unul în centru vechi, că mi-a spus, băi, ești la Antena 1, la aia cu tare, ești colet cu Scărlătescu, da. Păi ce mă, la-i bucătare? Bă, mă, că m-am umflat, că eu știu ce faci, că te știu. Așa, care mă, că gătește numai scoici? Bă, tu ești nebun la cap, că o să gătească la numai scoici. Păi de câte ori m-am dus și unde l-am văzut numai scoici gătea. Bă, îți dau cuvântul, mă, dorare, i-am dat doi puni. Bă, tu ai văzut, nu mai face, face și hamburger. Păi de-aia, a spus, nu mai... Tot e bine, bă. Băi, bă. Altă...